cadrul școlii republicane specializate de hipism și pentatlon modern din Chișinău sunt antrenați peste 90 de cai sportivi de performanță. Pregătirea unui cal pentru curse durează câțiva ani și necesită surse financiare suplimentare, menționează directorul școlii. Un singur cal pe an undeva se cheltuie la 20-22.000 de lei pentru a fi întreținut în condițiile în care numai grăunțoase și fân, fără legume și fără alte ingrediente. Un cal sportiv trebuie să urmeze un program special în care să fie inclus programarea zilnică a antrenamentelor și un regim alimentar îmbogățit cu vitamine. Deși zilnic sunt hrăniți cu grăunțoase și fân, pentru a atinge anumite performanțe și a fi menținuți într-o formă cât mai bună, caii au nevoie de o doză zilnică de vitamine, pe care școala nu și-o poate permite din lipsă de finanțe, spune Petru Moisei, directorul școlii. Se hrănesc cu fân, se hrănesc cu grăunțoase ca orz ovăs, ar trebui să primească legume, ar trebui să primească vitamine, ar trebui să primească nucă, miere, caii de performanță sportive. Domnul Gheorghe Gobenco activează în hipism de 27 de ani. Deși nu s-a gândit niciodată că va deveni medic veterinar, soarta i-a încredințat salvarea vieții animalelor. Calul de curse necesită o îngrijire specială, deoarece în fiecare sezon el poate fi amenințat de diverse maladii, spune medicul veterinar. Maladiile îl poartă un caracter sezonier. Dacă e că în timpul de iarnă mai mult se întâlnesc boli legate de aparatul digestiv, în timpul toamnă, iarnă, primăvară, mai mult boli aparatului respirator. În timpul competiției, în timpul de vară, mai mult prevalează traumatismul sportiv. Nedotroga, Gollywood, rugby sau Uma Thurman sunt unii dintre cei mai buni cai ai școlii. Caii sunt botezați în conformitate cu numele părinților, astfel se iau primele litere din numele tatălui și cele ale mamii, formându-se numele mânzului. La fel ca și numele, fiecare animal are o caracteristică personală. Da, ăsta e unul dintre caii noștri de performanță cei mai buni, are porecla de Gollywood, a participat la foarte multe competiții în Republica Moldova, este un cal de concur, adică de sărituri cu obstacole, 1,30 m, 1,40 m, adică liber ar putea să participe la competițiile internaționale europene și ar putea să aduc și locuri de performanță dacă am putea să participăm la ele. Oxana este pasionată de cai din copilărie. Cu timpul ea a început să acorde o atenție sporită acestei activități. Tânăra a participat la diverse competiții și a fost menționată cu premii de valoare. Acum a ajuns una dintre cei mai buni în acest sport. Succesul se datorează atitudinii pe care o are față de cal, mărturisește antrenoarea. După antrenamente, calul trebuie să se odihnească, picioarele lui să se relaxeze, proceduri de masaj. Aceasta ar trebui să fie atitudinea față de un cal. El nu trebuie tratat ca un obiect de competiție, dar ca un prieten, ca o ființă vie, ca pe un cal. Școala Republicană specializată de hipism și pentatlon modern a fost înființată în anul 1978, după ce au fost aduși de peste hotare primii 5 cai sportivi de performanță. Fântâna de lângă casa lui Timoftei Chelemândră a fost pentru cimișlienii izvor de apă bună, mulți ani la rând. Acum o jumătate de secol a luat apă din ea și spitalul raional, școlile, grădinițele din oraș. Are 200 de ani fântâna. Fântâna asta are 200 de ani. Are. E bunielul meu. Da. Și după aceea lucra și colhozurile și teți, cu două rânduri de cotileți, Raisul Iuzu, bolnița, milita lua apă. Acum câțiva ani, fântâna a fost avariată. Ghinionul fântânii este că se află chiar pe marginea traseului național Cimișlia-Căușeni și, potrivit drumarilor, poliției ar încurca circulației rutiere. Moș Timofei este de altă părere. După război, au trecut 3 rânduri de tancuri și nu le-au dat, nu au dat și fântână, dar am un sistem ca să dea mașinile, mitele și dânsă. Dar cine a farmat-o? Cum s-a distrus fântâna? Un șofior, o farmat-o. A nimerit în trânsa, cu mașina? Da. O farmat-o, o zvârlit tot, dacă acolo în fund era o mojelă de pământ, acolo s-a oprit. Moș Timofei, în intenția sa nobilă, este sprijinit de organizația ecologică Ecocim din Cimișlia. În baza unui proiect, tinerii Andrei Șalaru și Andrei Prisăcaru l-au asigurat cu materiale de construcție pentru fântână.
Și am în primăvară, ne-a dat acea cărănidă, ne-a dat un ton țement, trei cuburi jumătate de chiatră, ne-a țip cât o trebuie noi cu lucru. Și lemn ne-a dat. În ultimii ani, tot mai puțin cimișlieni folosesc apa potabilă din fântânile clasice. Dar noi fântâni nu prea avem. La robinet. De ce? Pentru că e aproape. Fântână avem, dar e sărat. Noi suntem la țară și avem de la fântână. La robinet. De ce? Că n-am fântână. La robinet. De ce? Fântâna nu e departe, dar parcă e cum... Deși tot mai puțin locuitori preferă apa din fântână, Moș Timofei Chelemândră vrea să lase după el numele înveșnicit, fântâna lui Moș Timofei. Lasă rămâi, eu fost asta nou ca Chelemândră și ar fi tot fântâna. Fântâna lui Moș Timofei Chelemândră. Da. Potrivit Centrului de Sănătate Publică Cimișlia, din cele peste 2850 de fântâni din raionul Cimișlia, în 25% apa nu corespunde normelor după indicii microbiologici, iar în alte 72% nu corespunde după indicii fizico-chimici. Soarta a fost nemiloasă cu ea. A rămas orfană de mică. Din copilărie suferă de o boală grea care i-a afectat sistemul locomotor. Acum se deplasează cu dificultate, iar boala continuă să progreseze. Sunt invalid de gradul 1, singuratic pe viață, din copilărie. Am lucrat 30 de ani șefa bibliotecii, acum am nevoie de ca să mă îngrijească cineva. Maria Irodoi s-a obișnuit cu singurătatea. Rar cine îi mai deschide ușa, iar atunci când cineva își mai amintește de ea, este întâmpinat cu toată bunăvoința și cu lacrimi în ochi. Bătrâna își împărtășește necazul și își dea până amintirile din anii tinereții. Am lucrat în alte părți, în satul Ocolina. Am lucrat șefa bibliotecii 12 ani, pe urmă m-a trecut șeful secției de cultură în satul natal. Aici au trăit părinții mei. Casa aceasta are 140 de ani. Casa dumnealor, mama o îngrija. Și pe urmă toți au decedat și am rămas eu singură. Femeia își amintește și astăzi cu lux de amănunte acele clipe grele din copilărie când boala o țintuise la pat și a stat nemișcată 5 ani de zile. Am fost bolnavă 5 ani de zile, eu nu m-am mișcat deloc. Am stat 2 ani aici pe cuptiori. Mama m-a hrănit cu lingurița și pe urmă a venit o comisie de la Chișinău și m-a trimis la Sergeiesca. Unde am stat la Sergeiesca 3 ani de zile în lipsă, n-am mers deloc, absolut 5 ani. În pofida tuturor greutăților, Maria Irodoi a reușit să-și facă studiile și să devină bibliotecară. A lucrat în mai multe localități, dar bătrânețele a hotărât să-și le petreacă în casa părintească și își dorește să trăiască aici până la sfârșitul vieții. Sunt crescut numai prin străini, dar tot e bine în casa părinților și mi-amintesc de casa unde am crescut și unde m-am născut. Spune că doar Dumnezeu a ajutat-o să îndure boala și să depășească greutățile vieții. Bătrâna păstrează și astăzi în casa sa cu mare grijă multe icoane și se roagă zilnic. Am crezut în Dumnezeu totdeauna și avem cărți și știm și Dumnezeu m-a auzit. Mă rog să citesc cărți, am cărți de rugăciuni, mă rog și am cântat și în strană. Sunt mulțumită de și am, cum spune. Soarta nu e hrăzit să aibă copii, dar și-a crescut nepoții atunci când i-au murit sora, dar și aceștia o vizitează cam rar. Femeia să nu se supără și mulțumește lui Dumnezeu pentru toate. Ceea ce își dorește Maria Irodoi cel mai mult este să aibă sănătate și să se găsească oameni de bună credință care să-i întindă o mână de ajutor. Am avut o viață tare, tare mare. Ni da atunci cărbuni și acum lemn, acum nu. Nu-i mai dă nimic. Poate mă duci la... Dar n-a zis să mă duc la casă de bătrâni. Situația Mariei Irodoi a ajuns în vizorul tinerilor parlamentari, care și-au propus să-i întindă o mână de ajutor. Valentin Purice, cu mai mulți colegi de ai săi, au inițiat un proiect, care a fost susținut de o fundație italiană. Mi-a venit ideea să scriu un proiect ca să o ajutorăm cu cele mai stringente probleme. Este vorba
întâi de toate să-i reparăm locuința, care de altfel se afla într-o stare deplorabilă și prezenta un adevărat pericol pentru securitatea ei. Doi, i-am reparat unica sursă de informație care este televizorul. Pe lângă aceasta i-am și achiziționat un frigider, care este de altfel prima achiziție de acest fel din viața ei. Plus la aceasta câte ceva mărunte, adică medicamente i-am achiziționat de care are nevoie în permanență. Plus la aceasta i-am și achitat un cont telefonic care era destul de mare și în baza acestui cont i-a fost deconectată relația interurbană. Dând exemplu de bunătate sufletească și adevărată credință, Maria Irodoi din satul Șolcane, Raionul Soroca, este mai mult decât femeie. Este o luptătoare și un exemplu de viață trăită cu demnitate. Deși este studentă la două facultăți, una în țară, alta în Franța, Laurenția are un hobby mai puțin obișnuit. Confecționează invitații pentru diverse ocazii și buchețele pentru domnișoarele de onoare. Prima idee mi-a venit cu jumătate de an în urmă, totul a început de la această invitație. Am primit această invitație la nunta unei prieteni de ale mele. Am analizat-o, mi-a plăcut. M-am uitat cam de ce aș avea nevoie ca să efectuez această invitație și chiar în acea zi am început să caut materiale și am început să mă interesez despre tot de ce am eu nevoie. Laurenția se consideră o fire creativă și inspirația vine de la sine. Totuși, pentru a realiza asemenea lucrări, mai e nevoie și de anumite calități, dar și de timp. Eu cred că, în primul rând, trebuie să fie creativ. Ai nevoie de multă imaginație ca să faci o invitație de nuntă, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai timp. Pentru confecționarea unor exemplare, Laurenția are nevoie de câteva săptămâni, altele le face în câteva zile. În dependență de model, în dependență de cât de complicată este invitația, dacă este o invitație simplă, bineînțeles, se face mai ușor, în câteva zile, 5 zile, poate 6. Dacă este o invitație cu tot cu fundiță, cu aplicații, imprimeuri, text, ceva mai complicat, mai sofisticat, se face deja în 2 săptămâni. Deși totul a pornit de la o simplă invitație, Laurenția acum confecționează și alte obiecte necesare pentru nuntă. Pe lângă invitații, mai fac și buchețele de nuntă, carduri, deja plicuri pentru bani, dar buchețele de nuntă arată cam așa, sunt buchețele pentru domnișoarele de onoare sau pentru vărnicele, cum se spune la noi. Pot fi de diferite culori, diferite se utilizează diferite materiale, așa, acesta este mai simplu, așa, diferite culori, sunt foarte frumoase, se asortează foarte bine cu rochițele domnișoarelor de onoare. Dacă hârtia sau textilele necesare pentru creațiile sale sunt ușor de găsit, atunci utilajele au fost achiziționate din străinătate. Materiale mi le achiziționez din Chișinău. Tot ce este legat de hârtie, de fundițe, de imprimeuri, aplicații din Chișinău, dar utilajele și instrumentele sau mașinile pe care eu le folosesc pentru a tăia hârtia sau a o plia sau a perforatoarele astea mici care le vedeți aici în colțuri. Deci așa. Sunt aduse de peste hotare. Tânăra autoare menționează că clienții au preferințe deosebite, așa încât nicio lucrare realizată nu se aseamănă cu alta. Fiecare client își dorește o invitație personalizată, pe cât se poate de posibil. Culorile sunt la alegerea lor, tot absolut, totul este la alegerea lor. Dacă le place așa model, pot să-și aleagă orice culoare își doresc ei. Absolut orice este posibil de realizat. Niciun client nu a vrut exact așa cum vede el aici pe masă, spre exemplu așa, da? El întotdeauna caută să se diferențieze de ceilalți. Laurenția Marcu are planuri mari pentru viitor, dar confecționarea invitațiilor este și va rămâne un hobby.